Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video despre un site nou, mai bine zis un messenger decentralizat privat, unde la îndeplinirea datelor, sau mai bine zis trecerea verificării, putem primi 1000 de monede gratis, care valoarea lor este de $10. Deci dacă nu facem verificarea, nu primim aceste monede. Deci, inițial trebuie să facem verificarea, după ce ne-a înregistrat, dar înregistrarea este și destul de simplă. Deci, când apăsăm pe linkul de înregistrare care este sub acest video, ne propune să ne plinim datele, unde introducem nume, prenume, e-mail, parola, repetăm parola acolo. Deci, și facem înregistrare. După aceea, pe e-mail vine un mesaj de activare. Așa ceva, unde trebuie de apăsat butonul acesta de verificat e-mail. După ce când intrăm în interior deja, cu parola și e-mailul indicat, trebuie să trecem la pasul 2, de făcut verificarea. Pentru că altfel, dacă nu facem verificarea, vieționăm încă monetele, pentru că nu am făcut verificarea. După ce am făcut verificarea, doar atunci apăs pe butonul acesta ca să primesc 1000 de monete. Pentru verificare, intrăm aici, ori aici, unde ni se spune procedura o începem, apăsăm pe acest buton. Mai departe, introducem datele, nume, prenume, peste tot unde este, uitați, această steluță roșie, trebuie de îndeplinit. Număr de telefon, din ce țară suntem, naționalitatea, asta se subînțelege țara. Presupun. Pe urmă, adresa, data de naștere, codul poștal, localitatea. Pe urmă, alegem ce act trimitem, poza, deci fotografia. Pașaport, buletin sau permis de conducere. Îl atașăm, aici unde apăsăm pe select. Am adăugat și am trimis. Deci asta e procedura. Deci linkul de referal, dacă dorim să invităm cineva, găsim la direcția referal. Ce este linkul? Este cătare și în dashboard. Și aici. Cine va dori să cumpere monete, sunt careva promoții, dar ideea e care, ca să primim aceste monete gratis. Undeva prin august ele vor finisa vânzările, deci undeva în toamnă vom putea vedea ce putem face cu ele, să le vindem sau să le mai ținem, poate vor crește în preț. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.